Vă mulțumim mult, doamna Șușoac, avem foarte multe telefoane, foarte multe mesaje, din păcate timpul nu ne permite, dar vreau să ne promiteți că veți mai veni la noi în studio. Păi vin, că trebuie să-l pe Chițac, să-l fugăresc pe Chițac ăsta și o să-mi ia... Da, păi nu, că trebuie să stați puțin, că am în port bagaj asta de șobolan, alt șobolan. Deci, domne, nu vă supărați. Să aveți comoara asta care se numește Constanța și voi să plătiți taxe și impozite și să nu aveți un oraș care se întoarcă după soare și să nu intrați în competiție cu Rotterdamul și să dăm să fie aici poarta de intrare a drogurilor în România. Și nu o spun eu, o spune ultimul raport al Organizației Națiunilor Unite, că de când cu războiul avem cel mai mare trafic de droguri care intră prin portul Constanța. Prostituție, pedofilie, am ajuns țară de consum, cu nenorociți ăștia de polițiști, unii dintre ei care mușamalizează cazul, mai ales cu crima celor doi copii din cauza unei beizadele plină de cocaină și așa mai departe. Doamne, nu, și mai e ceva, nu o să-l iert niciodată pe ăsta pentru bătaia de joc la adresa acelor oameni minunați din Constanța. Doamne, aveți niște oameni curajoși aici, mi-aș dori în București. Deci, constanțeni care au ieșit, și tineri mai ales, atunci când cu protestele fermierilor și cum i-au deviat jandarmii cu polițiștii și le-au luat carnetele și le-au luat actele și le-au luat telefoanele, act de furt efectiv, tâlhăria poliției și a jandarmilor a unei părți care au răspuns la ordinul lui Chițac. Ăsta trebuie, nu doar afară, la canalul Dunăre București. Te aștept să muncești 25 de ani, să vezi ce înseamnă să mai ostracizezi vreodată oamenii doar pentru că ești tu pilos și cu grupul infracțional organizat în spate. SOS. Ăștia trebuie distruși. Da, SOS Spania votează pentru viitorul României. Mulțumim pentru emisiune Replica Zilei. Sunteți super, bravo, vă felicitări. Sunt multe mesaje. Mulțumim, doamna senator. Și eu vă mulțumesc vă mai și bravo, așteptăm. Constanța. Fiți revoluționari și revoluționari în vin. Vă mulțumim. Vă mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. La revedere.